Bun găsit tuturor, bun găsit iubiți credincioși și dragi telespectatori în această duminică minunată de toamnă, prima duminică de toamnă, azi 4 septembrie 2016, când în duminica aceasta biserica prăznuiește pe Sfântul Sfințit Vavila, pe Sfântul Proroc Moise, pe Sfântul Mucenic Petroniu, dinpreună cu toți cei care au fost prăznuiți și s-au săvârșit astăzi ca sfinți și mucenici. Iată, avem un nume frumos aici, Sfântul Mucenic Petroniu, și noi avem un părinte foarte drag, starețul egumenul Sfintei Mănăstiri Prodromu, care a trecut la Domnul, un om pentru care toți părinții spuneau că îi se potrivește următoarea caracterizare: smerenie, 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 smerit, smerit, smerit. Un om cu asemenea harismă, un om cu asemenea binecuvântare de la Dumnezeu, sigur că trebuie să-l amintim și să-l pomenim. De altfel, trebuie să vă spun că la fiecare Sfântă Liturghie, atunci când pomenim vii și adormiți, îl pomenesc la adormiți pe Părintele, vrednicul de pomenire, Părinte Petroniu, de la Sfântul Munte Athos, un român, cu adevărat român, și un creștin care a făcut cinste României și Ortodoxiei acolo unde a fost pus să slujească. Duminica a patra, duminica 4 septembrie, duminica 11-a după Rusalii, după pogorârea Sfântului Duh, duminica în care ne vorbește Dumnezeu, ne înfățișează o pildă, pilda datornicului nemilostiv. Ne arată cum anume este împărăția lui Dumnezeu, ne arată că împărăția lui Dumnezeu este asemenea unui împărat care face socoteală cu robii lui, cu slugile lui, cu supușii lui. Iată că Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne pune în fața ochilor trupești, a celor duhovnicești, o pericopă, o întâmplare, de fapt, un moment în care Mântuitorul le-a vorbit și i-a învățat, așa, în pilde și parabole, pentru cu pogorământ pentru inima lor, pentru mintea lor, astfel încât atunci când se vor deschide ochii lor, cei duhovnicești, să fie pregătiți să le primească pe toate, așa cum Duhul le va descoperi. Spunem, deci, că avem un moment extraordinar, avem o evanghelie foarte adâncă, destul de aspră, am putea spune, o evanghelie care arată criteriul mântuirii, o evanghelie care ne vorbește despre viclenie, despre neomenie, despre păcate greu, foarte greu de vindecat, despre patim care macină sufletul omului și, de asemenea, sigur, și trupul. Sfinții părinți spun că patimile, la un moment dat, se oglindesc pe chipul omului, și adevărat lucru este acesta. Cei care studiază, cercetează antropologia, cei care studiază, în sfârșit, științele astea care încep cu psi, bineînțeles că știu lucrul acesta după anumite caracteristici ale chipului uman. Ei bine, după cum este obișnuit pentru emisiunea aceasta, avem cuvântul Chiriarhului, o omilie la Matei, la această evanghelie, pe care sigur am auzit-o cu toții la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, o tâlcuire de care avem mare nevoie pentru a înțelege ce anume vizează Dumnezeu la om, ce-l interesează pe Dumnezeu din toată această alcătuire minunată care se numește omul, ca și chip, cu potențial, cu parcurs spre asemănare cu Dumnezeu. Așa, dar vă invit să urmărim împreună cuvântul Chiriarhului, după care, sigur, avem o temă interesantă astăzi, între mila lui Dumnezeu și dreptatea lui, sau de la mila lui Dumnezeu la
dreptatea lui. Dar sigur aceasta după cuvântul chiriarhului. Pilda pe care ne înfățișează Sfânta Evanghelie ne arată ce valoare au greșelile noastre față de Dumnezeu și cât cântăresc greșelile semenilor noștri față de noi. Ca să creeze un raport firesc între noi, semenii pe care Dumnezeu ne iubește deopotrivă. Ne iubește pe toți, ne cheamă pe toți la mântuire. Mântuitorul Hristos ne lămurește cât datorăm lui Dumnezeu și cât datorăm semenilor noștri. De aceea ne exprimă aceasta printr-o pildă atât de sugestivă. Ni se spune că un împărat avea un datornic cu o datorie enorm de mare. Îi datora 10.000 de talanți. Și iată, acel om trebuia să fie vândut și el, și soția lui, și copiii lui, și toate câte avea. Cu toate că, dacă i-ar fi vândut, nu obținea datoria pe care o avea față de stăpân, dar iată, l-a chemat să-i spună această hotărâre. Acel om s-a umplut de frică și de durere. A zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. A plâns, a căzut în genunchi și cu aceste cuvinte a înduioșat pe stăpânul său. Stăpânul, văzând această durere și părere de rău pentru acea datorie, i-a dat drumul și a iertat și datoria. Dar iată că îndată a uitat. O bucurie prea mare l-a făcut să uite de acea iertare. Și ieșind, a găsit pe cineva care era împreună cu el slujitor la acel stăpân, care era dator 100 de dinari și îl strângea de gât și zicea: plătește-mi tot ce mi-ești dator. Acela îi cerea milă, cum ceruse și el stăpânului, dar n-a avut milă. L-a dat pe mâna judecătorilor să-l ducă în temniță până ce va plăti toată datoria. Au văzut celelalte slugi această cruzime, această răutate și împietrirea inimii și au spus stăpânului ce s-a petrecut. Stăpânul, auzind că atunci când a venit la el și a căzut în genunchi și a cerut iertare și a avut milă de el, a crezut că este și el milos, că și el poate ierta. De aceea s-a mâniat foarte tare și i-a spus: toată datoria aceea ți-am iertat-o, pentru că m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de cel împreună slugă cu tine? De aceea l-a dat pe mâna judecătorilor să-l ducă în temniță. Și concluzia Mântuitorului este aceasta: așa va face și Tatăl vostru cel ceresc cu cei care nu au milă de semenii lor și nu iartă. Iubiți credincioși, atât de folositoare ne este învățătura din această pildă. 10.000 de talanți însemnează o avere imensă. Pentru vremea aceea, talentul era cea mai puternică monedă.
10.000 însemna bugetul, poate, a câtorva țări. Atât greșim noi față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este infinit și greșelile noastre se raportează la infinitatea lui Dumnezeu față de care păcătuim. 100 de dinari este o sumă infimă. Atât poate greși cel mai mult un semen al nostru față de noi. De aceea, pilda aceasta ne îndeamnă la bunătate și iertare. Nu există bunătate fără de iertare. Dumnezeu de aceea ne iartă, pentru că este bun. Când îl rugăm, ne împlinește rugăciunea, dar cu condiția să fim și noi buni, să iertăm și noi semenilor noștri. Acesta este cel mai puternic zid între noi și Dumnezeu, dacă nu iertăm pe semenii noștri. Nici Dumnezeu nu ne iartă, pentru că este o condiție. De la Dumnezeu ne împărtășim mereu de bunătate și iertare. Această iertare și bunătate se cuvine să o manifestăm și noi față de semenii noștri. Mare este păcatul acesta. Înseamnă o legătură. De fapt, noi ne legăm pe noi înșine, legându-i pe alții cu neiertare. Ne încătușem și ne zăvorâm în egoism și în răutate. De aceea, pilda aceasta ne descătușează gândirea și ne arată că trebuie să fim mereu liberi. Cine nu iartă este rob. Este rob al răutății, al diavolului. Pentru că diavolul este necruțător, plin de invidie, de ură și de bismă. Că pe noi Dumnezeu ne cheamă la bunătate și la iertare, iar el și-a pierdut toate darurile și nu mai are liniște și nu mai zbuciu. Așadar, să învățăm din pilda aceasta că iertarea este o faptă atât de mare, încât iertarea și răbdarea încheie cununa virtuților. Dacă nu avem răbdare până la sfârșit și dacă nu iertăm în fiecare zi, virtuțile noastre își pierd lumina lor. Faptele noastre cele bune nu mai ajung la cer. De aceea se cuvine să iertăm în fiecare clipă, nu numai în fiecare zi. Tocmai de aceea rugăciunea de umilință a minții și a inimii este primită și este o tradiție a monahilor și a creștinilor râvnitori să nu stea mintea slobodă, să rătăcească prin diferite părți. Și atunci când nu ne rugăm la biserică sau cu rugăciunile de dimineață, de seară, de înainte, de după masă, de înainte și după lucru, atunci mintea noastră să se roage mereu pentru iertare și să avem în minte iertarea semenilor noștri în permanență, să avem inimă bună și deschisă și iertătoare față de toți. De aceea se cuvine să zicem în toată clipa: Doamne, iertat-am pe toți semenii mei. Doamne Iisuse Hristoase, iartă-mă și mă miluiește și pe mine, păcătosul. Amin. Dumnezeule, Dumnezeule, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește. Suntem din nou împreună, iubiți credincioși, mulțumim în al Preasfințitului pentru cuvântul de învățătură, mulțumim pentru disponibilitatea aceasta de a
ne transmite de fiecare dată un gând frumos, un gând duhovnicesc. Sigur că suntem bucuroși să ascultăm de fiecare dată o tâlcuire, o descoperire la Evanghelie, pentru că ce poate fi mai bun și mai frumos decât să fie frații împreună și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Iată deci pilda datornicului nemilostiv. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne vorbește despre aceasta, despre cuvântul acesta pe care Mântuitorul îl spune odată apostolilor, ucenicilor săi, atunci când le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, atunci când le vorbește despre modul în care omul trebuie să se înnoiască cu totul. Acel cuvânt pe care îl cunoaștem aproape toți sau cu toții în biserica răsăriteană, în mistica răsăriteană, metanoia, această transfigurare a omului, de fapt pornește de aici, de la puterea, de la capacitatea de a ierta, de la capacitatea de a te vindeca prin neținerea mintea răului față de celălalt. Iată, le vorbește Mântuitorul, cum trebuie să faceți voi. Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit. Cum i-a iubit? Cum ne-a iubit? Iată, erau în grădina Ghețimanii, erau la cina cea de taină și le spunea: peste câteva ore voi fi dat în mâinile oamenilor și o să mă batjocorească. Și ei spuneau: mergem la moarte cu tine. Ei bine, au mers, n-au putut nici un ceas să se roage, mai mult decât atât, toți au fugit. Și cu toate acestea, iată cât de mult ne-a iubit. Încă s-a pus pe sine pe cruce. Și nu numai acea cruce, iată, nu este aducătoare de pace, de bucurie și de înviere numai pentru creștini, ci pentru orice om ce s-a născut în lumea aceasta, pentru orice om din toate timpurile și pentru toate timpurile. Mai cu seamă că, iată, astăzi Biserica Ortodoxă îl pomenește pe dreptul Moise, pe prorocul Moise. Cât de frumos! Cât de frumos poate fi acesta ca răspuns la orice fel de acuzație că noi creștinii cumva am fi antisemiți sau altceva, când, bineînțeles că astăzi, iată, am înălțat rugăciune la Dumnezeu și până la urmă către prorocul Moise, cel care mijlocește. Iată, este văzut în biserică, în Biserica Ortodoxă, ca sfânt. Avem o întrebare pentru frățile voastre, bineînțeles, înțeleg că deja este și un răspuns. Ce rugăminte adresează datornicul stăpânului său? Dacă înseamnă că e un lucru bun acesta că s-a dat răspunsul atât de repede, înseamnă că oamenii sunt credincioși și sunt atenți și e foarte bine să vedem ce răspuns avem. Sunteți în direct. Sărăuna, Părinte! Bine ați venit! Răspunsul care i-l-a dat sluga este: Doamne, îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Acesta este răspunsul. Da, acesta e răspunsul, dar mai specific. Deci, căzând în genunchi, sluga aceea îi se închina, zicând: Doamne, îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Dar ce înseamnă aceasta? Uitați-vă pe ecranul televizorului, dacă sunteți aproape, că asta e important. M-auziți? Da, vă aud. Sigur că acesta este răspunsul, că el a citit din Sfânta Scriptură, dar ce vrea să spună? Păstuire. Da. Păstuire, am văzut. Am înțeles, adică, da. Deci îi cerea un timp, un răstimp ca să-și poată plăti datoria. Îngăduie-mă puțin, mai dă-mi un pic de timp. Da. Adică, și cum răspunde stăpânul? Stăpânul slugii... Fără să mai citiți. L-a iertat cu alte cuvinte. Cum l-a iertat?
L-a iertat iertându-i, ștergându-i datoria care o avea. Așa, foarte frumos. Nu numai că îi dă păsuire. Adică, iată, el cere să îi dea un pic de timp sau un timp ca să-și plătească datoria, iar stăpânul nu numai că îi dă acest timp, ci îi și șterge toată datoria. Da, da. Da, foarte frumos. Părinte, bine, să vă trimitem o carte dacă... Așa, vă rog, dacă vreți să mai puneți o întrebare. O întrebare, părinte. Da. Părinte, astăzi a fost și la Antena 3, a fost în legătură cu canonizarea Măicuței Tereza, o sfântă a catolicilor. Da. Și astăzi în Biserica Ortodoxă sunt cam două tabere. Unii spun că e biserica catolică, e biserică soră, alții că nu e biserică soră. Și... ce vreau să vă spun, de exemplu, la noi în comună, comuna noastră, pe lângă Fetești, aici au loc cununii între ortodoxi și catolici. Și în contextul ăsta spun că e biserică soră și se poate cununa ortodoxi cu catolici. Ori acest lucru vine în contradicție cu învățătura Sfinților Părinți, Sfântul Iustin Popovici, Sfântul Marco al Efesului, Sfântul Paisie de la Neamț, care spune că latinii catolici nu au nădejde de mântuire. Nu, nu spun asta. Nu. Până aici a fost corect ce ați spus. Dar ultima frază, ultima propoziție nu este corectă. Că latinii nu au nădejde de mântuire. Asta nu e adevărat. Antichitatea de la Sfântul Paisie de la Neamț are o carte. Nu, toată omenitatea, toată firea omenească are nădejde de mântuire, că pentru aceasta a și venit Hristos. Nu putem să spunem un nume pe pământul acesta pentru care Hristos nu și-a vărsat sângele. Nu există nume. Hai să ne gândim la un nume pe pământ pentru care sângele Mântuitorului nu este răscumpărător. Deci eu am luat datele astea și am citit cartea părintelui Arsenie Papatiuc, singurul adevăr este Biserica Ortodoxă. Așa și este. Acolo, da, acolo, dar vedeți că e chestiune de nuanță, de înțelegere, de discernământ. Este foarte important lucrul acesta. Noi spunem așa și cu aceasta o să vă răspund la întrebări așa cât mă ajută bunul Dumnezeu. Deci unu, Sfântul Ciprian al Cartaginei spune așa, nu există mântuire în afara bisericii. Corect. Asta însă nu înseamnă că nu există nădejde de mântuire pentru oameni, pentru orice fel de om, fie el verde, albastru, păcătos, ultimul dintre păcătoși. Că pentru aceasta a venit până la urmă Dumnezeu, ca toți să fie una și toată lumea să fie biserică. Aceasta este răspunsul. Cu privire la canonizarea Maicii Tereza, parcă nu? Despre asta era vorba. Sigur că un om care și-a dedicat viața celorlalți oameni din dragoste pentru Hristos nu este de aruncat, nu poți să spui lucrul acesta. Și pe de altă parte, să-ți închini viața slujirii aproape lui este poruncă evanghelică. Acum, în legătură cu surorile acestea, bisericile surorilor, trebuie să vă spun așa cum am învățat în biserica cea una, așa cum mărturisim la crez și cum mărturisim atunci când învățăm credincioșii până la urmă. Biserica este văzută ca mireasă, iar Mântuitorul Hristos este mirele. Ori mirele are o singură mireasă. Sigur că nu putem noi să știm, fiindcă cum va fi cu toți credincioșii lumii, indiferent de credințele lor, pentru că spune Mântuitorul Hristos, Tatăl nu judecă pe nimeni, toată judecata a dat-o Fiului. Un lucru pot să vă spun, că nu există o persoană pe lumea aceasta care nu va trece prin fața judecătorului. Dar iată că judecătorul nostru este un judecător milostiv, îndelung răbdător și care achită. De aceea emisiunea de astăzi am numit-o Între mila și dreptatea lui Dumnezeu, sau de la mila lui Dumnezeu la dreptatea sa. Aceasta este tema emisiunii, să vă alegeți o carte. Mai sunteți pe fir? Da, deci noi mărturisim
în crezul ortodox, întru una sfântă. Deci, întru una sfântă, sobornicească și apostolică biserică. Și aceasta o mărturisim, acesta este crezul nostru, că există o singură biserică neîmpărțită, nesfâșiată, nu-i trebuie nimic să fie deplină. Sunt eretici. Asta era ideea, că latinii catolici sunt eretici. Asta era ideea. Și Sfântul Marcu al Efesului spune să fugiți de catolici cum fuge cineva de șarpe. De? Ori astăzi vedem altceva. A, de șarpe. Da, se referă la papista, știți că da. Catolicii nu existau în timpul acela. În sfârșit, da, ce să spun, este o discuție foarte lungă, ce am avut de zis, v-am spus, de la Sfântul Ciprian al Cartaginei, de la părintele nostru Arsenie Papacioc și ceea ce mărturisim și noi în biserică. Într-adevăr, nu se pune problema să mărturisim că adevărul de credință poate fi împărțit sau ieși acolo, pentru că mai multe adevăruri nu înseamnă niciun adevăr, este un singur adevăr și acela nu este o idee, ci o persoană, Iisus Hristos. Noi spunem că Biserica Ortodoxă este biserica cea care păstrează viu, nevătămat și neatins acest adevăr de credință venit de la Apostol, de la Mântuitorul Hristos prin Apostol și predanisit nouă de toți mucenicii și drepții aceștia până în ziua de astăzi. Ce va fi, cum va fi, asta e greu de știut. E foarte dificil însă să spui că nu se mântuiesc decât numai ortodoxii. Mântuirea este a Mântuitorului, răscumpărarea este a Mântuitorului. Noi spunem că nu există mântuire în afara bisericii. Asta însă este adevărat. Celelalte aspecte, că nu au nădejde de mântuire, asta nu pot să o spun, pentru că tocmai aceasta, lipsa de nădejde, e un mare păcat. Este nădejde la Domnul că va pune o lege în calea lor. Vă spun un cuvânt al părintelui, al Sfântului Paisia Ghioritul, care vorbea despre un turc foarte milostiv și spunea că în preștiința sa Dumnezeu cunoștea viața acestui turc dacă ar fi fost ortodox. Vedeți? Cuvânt de sfânt. Acum vom vedea cu toții la apocalipsa personală, la judecata personală și cel mai bine vom vedea la judecata de obște cum va fi. Până atunci însă, într-adevăr, singur ortodoxia. Și într-adevăr, nu există mântuire în afara bisericii celei una. Acesta este cuvântul pe care l-am învățat, acesta este cuvântul pe care l-am primit și pe care îl dăm mai departe. Pe de altă parte, însă, trebuie spus așa și mărturisesc aceasta, așa cum ne spun toți Sfinții Părinți, toți ceilalți se vor mântui, numai eu nu mă mântuiesc, sau întrebați cum sunt împărțiți oamenii, oile de-a dreapta și caprele de-a stânga, un părinte a spus așa, toți oamenii sunt oile, numai eu sunt caprele. Prin urmare, sigur că ne dorim ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. E foarte important să citim pe Sfântul Siloan Atonitul, care este ortodox, pur sânge să spunem așa, dar în același timp toată viața lui și-a dedicat-o rugându-se la Dumnezeu ca oamenii să-L descopere, rugându-se Mântuitorului Iisus Hristos ca oamenii să-L cunoască, să cunoască iubirea Duhului Sfânt, să cunoască Preasfânta Treime, pe Maica Domnului, sigur, condiții, bineînțeles, pentru mântuire. În rest, celelalte nu merg mai la adânc, pentru că s-ar putea, nu știu să not foarte bine, dar ținem ceea ce ni s-a predanisit nouă cu prețul sângelui, de exemplu la Sfinții Martiri Brâncoveni. Între mila și dreptatea lui Dumnezeu, iată ce frumos ne spune Dumnezeu, le spune iudeilor la un moment dat într-o evanghelie, vor veni mulți de la apus și de la răsărit și vor sta la masă cu patriarhi, vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Este valabil și pentru vremurile noastre, cuvântul acesta sigur că este valabil, fiindcă nu este o condiție, să zicem, suficientă că noi zicem că suntem ortodoxi. Mai e mult de făcut, mai cu seamă că am primit talentul acesta. Unul a primit un talent, unul a primit doi talanți, altul a primit 5 talanți. Noi,
considerăm și nădăjduim la Domnul că suntem dintre aceia care am primit 5 talanți. Și ce mare bucurie că noi am primit 5 și altul a primit 1. Numai că răspunsul nostru la acest dar este că avem de dat cel puțin încă 5. Mult ți s-a dat, mult ți se va cere. Prin urmare, pune-te tu la punct, așa spunea Părintele Arsenie Papacioc, pune-te tu la punct și atunci sigur că lumea va dobândi pacea lângă tine. Între mila și dreptatea lui Dumnezeu, astăzi vedem că Dumnezeu ne vorbește și despre dreptatea sa. Dați-l pe acesta în mâna chinuitorilor. Cum s-a ajuns la o trecere de la o milă atât de adâncă, atât de generoasă, să spunem, la o dreptate atât de aspră? Sunteți în direct, bine ați venit! Alo, să trăiesc, să rămână, părinte! Bine ați venit, bine ați venit! O rugăminte am și la dumneavoastră. Cum o chema pe soția lui Noe, vă rog frumos? Pe soția lui Noe? Da, să rămână, să rămână. Nu știu. Să trăiți! Da. Am înțeles. Da, este foarte important să ne gândim, iată, la acest moment extraordinar. Mântuitorul Iisus Hristos ne vorbește despre o trecere de la mila lui Dumnezeu la dreptatea sa. Noi știm foarte bine că Dumnezeu este milos, este îndelung răbdător, este atotbun, dar știm de asemenea că este și drept. Știm lucrul acesta, că este drept. Iată, astăzi ni se înfățișează dreptatea lui Dumnezeu, aceea care acționează în niște condiții. Adică noi spunem așa, câteodată apucăm să spunem, l-a bătut Dumnezeu pentru păcatele lui sau, uite, l-a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu. Noi știm foarte bine că Dumnezeu este atotbun, dar este de asemenea și drept. Nu poate ca mila lui Dumnezeu să încalce dreptatea sa până la urmă. Și astăzi ne arată, ne dă o lecție extraordinară Dumnezeu despre parcursul de la milă la dreptate. De aceea am și numit emisiunea Între mila lui Dumnezeu și dreptatea lui. Pentru că noi trebuie să ținem un echilibru, să nu cumva să avem de-a face cu dreptatea sa în starea în care suntem. Bine ați venit! Să rămână, părinte! Bine ați venit! Păi ați întrebat acolo despre de ce Dumnezeu a devenit atât de aspru asupra celui datornic. Da, merge și așa. Este o întrebare care e la temă, sigur că da. Eu cred că cu toții știm acum că de mici copii Dumnezeu s-a purtat cu noi precum un părinte. Și modelul l-am avut și noi prin părinții noștri de acasă, mama și tata. Da. Prin care l-am cunoscut pe Dumnezeu, ne-am putut da seama că e Dumnezeu acolo, prezent, prin educația care ne-a dat. Eu cred că prin bunătatea Domnului nostru, Stăpânului nostru Dumnezeu, Iisus Hristos, această bunătate, El trebuia să se prezinte și cu dreptatea, că zice că Dumnezeu e bun, foarte bun și milostiv, dar și drept. Și zice că despre, la un moment dat zice că pe cine iubește Dumnezeu, pe cine iubește, pe acela mustră. Ceartă, da, și mustră. Așa este. Și cred că acesta este răspunsul, că Dumnezeu pe cine iubește, pe acela îl mustră. Da, mulțumesc. Este o perspectivă creștină și ortodoxă ce ați spus dumneavoastră. Așa este. Numai că, iată, Dumnezeu ne dă o lecție formidabilă astăzi. O lecție care ne arată că într-o
fracțiune de secundă putem să fim de la extaz la agonie. Trebuie să ne închipuim că datoria venind de la această, pornind de la această Evanghelie, că datoria acestui om, acestei slugi, cum îi spune Evanghelia, a împăratului era de, în banii noștri de acum, 10.000 de talanți ar însemna 10 milioane de dolari. Vă puteți închipui ce datorie. Ei bine, dintr-o dată, stăpânul său nu numai că îl păsuiește, îi dă un termen de grație sau îi prelungește, să spunem, această termenul de restituire a acestei datorii, dar îi și șterge datoria sa. Ce putea să fie în inima acelui om? Ce extaz, să spunem, ce bucurie, ce mulțumire, pentru că pedeapsa era, înainte de a-i șterge această datorie, stăpânul spune, luați-l pe el, casa lui, femeia lui, copiii lui, bunurile lui și dați-i pe mâna chinuitorilor. Vă puteți închipui, dintr-o dată, el să se vadă absolvit de această sentință, să spunem așa, grațiat de această pedeapsă extraordinară de a fi vândut ca sclav și prețul pe care l-au luat pe el și pe copiii lui și pe familia lui să fie pentru îndestularea stăpânului. Ei bine, cât durează această secundă, până când, cât durează acest extaz? Poate mai puțin de o secundă, până când el, întâlnindu-se cu un om care era în aceeași situație și față de stăpân, dar și față de el care era împreună slujitor, iată, având o datorie numai de 100 de dinari, însemnând aceasta plata a 100 de zile de muncă, adică un dinar era plata unei zile de muncă, am putea spune 1000 de dolari ca să păstrăm acest raport. Iată, îl strânge de gât și îl aruncă în temniță și dintr-o dată, peste mila aceasta aproape neverosimilă pe care Dumnezeu, iată, o aruncă asupra lui, o revarsă asupra lui, dintr-o dată mila aceasta este suspendată de dreptatea sa sau, dacă vreți, înlocuită de dreptatea sa. De ce? Pentru că aceasta este esența credinței noastre. Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi. Iar păcatul cel mai aspru pe care îl sancționează Dumnezeu este neomenia. Dar revenim, avem un telefon, sunteți în direct între mila și dreptatea lui Dumnezeu. Bună ziua, părinte. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Am o părere, dumneavoastră puteți să o confirmați sau să mă corectați. Eu gândesc că dreptatea lui Dumnezeu s-a manifestat pe oameni de la căderea lui Adam, de la cădere și până la jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Până atunci Dumnezeu a pus în fața omului dreptatea lui. I-a spus că nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, că sunt păcate și ele te vor duce la moarte. Iar omul a făcut și bine, a făcut și rău, atunci când Dumnezeu a crezut de cuvință, l-a considerat pe Avraam, pe patriarhul evreilor, ca neavând păcate, deci ca un om părăinte lui Dumnezeu, pe David, om de război, la fel, ca fiind un om plăcut lui Dumnezeu, și pe alți oameni i-a considerat altfel, după voia lui Dumnezeu și după dreptatea lui Dumnezeu. Din momentul în care Hristos, Mântuitorul nostru al tuturor, al întregii lumii, nu a unor persoane, nu numai al creștinilor. Așa este, așa este. Pentru toți, absolut. Din momentul acela, Dumnezeu a dat dreptatea lui într-o parte și a pus în fața noastră mila lui. Din acel moment, Dumnezeu și-a arătat mila pe orice sfântă păcătoare. Nu l-a mai judecat după lege și a spus că dreptatea mea este una, dar acum, pentru că Fiul meu a văzut pentru voi și a înviat voi toți ca să pierd, din acest moment mila mea peste voi. Dacă opriți, bine. Dacă nu, iarăși bine. Iarăși aici, Tatălui Dumnezeu. Eu v-am dat jertfa, v-am dat salvarea voastră. Rămâne ca optimist și dreptatea mea, Dumnezeu, ține de felul în care s-au nu primit pe Fiul meu pe care l-am primit pentru voi. Mulțumesc. Așa este, foarte frumoasă perspectiva, este minunată, tocmai aceasta arată până la urmă bogăția învățăturii noastre, această infinitate, această
nemărginită înțelepciune a lui Dumnezeu, care, iată, poate să lucreze pentru fiecare suflet în așa măsură încât acesta să se sensibilizeze, să se subțieze astfel încât să înțeleagă mila lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, dar pe de altă parte și dreptatea. Să aveți dreptate, sigur că da, Vechiul Testament, lumea Vechiului Testament până la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos avea o formă de dreptate, știm de codul lui Hammurabi, ochi pentru ochi, dinte pentru dintele, și spune Mântuitorul: n-am venit să stric legea, ci s-o împlinesc, s-o desăvârșesc. De aceea s-a zis vouă de mult, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, între voi să nu fie așa, ci întoarce obrazul, iubiți-vă vrăjmașii, și toate lucrurile acestea, care bineînțeles au creat un scandal și creează și astăzi scandal. Dacă îi spui copilului întoarce și obrazul tău când te pocnește cineva, poate să te decadă din drepturi până la urmă. La o asemenea măsură a umanismului s-a ajuns astăzi. Dar sigur, asta este o altă discuție. Legea însă, legea pe care o aduce Mântuitorul Iisus Hristos, învățătura nouă, adică legea iubirii sau legea aceasta, o poruncă aceasta nouă pe care o aduce Mântuitorul Iisus Hristos, este copleșitoare. De aceea este greu de primit, mult mai ușor e omului din fire să răspundă răului cu rău. Ca să răspunzi răului cu bine, asta este mai presus de fire. Și de aceea și spun părinții că făcând aceasta a prins cărbuni în capul celuilalt, după cum spun Sfinții Părinți. Sunteți în direct, cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, ce frumos, iată, am primit 3 telefoane cu 3 perspective diferite asupra acestei teme și toate adevărate și frumoase. Să rămână, Părinte! Bine ați venit! Părinte, eu chiar am nevoie de mila lui Dumnezeu. Am sunat să vă rog din suflet, joi e sărbătoare mare, da. Joi mă operează, numele meu e Aurelia și aș dori, dacă este îngăduit, să înălțați la cerul și pentru mine o rugăciune și dacă Dumnezeu și măicuța Domnului și-o face milă cu mine, noi venim înapoi. Și vreau să vă pun o întrebare. Spune că noi copiii, de fapt nu mai sunt un copil, noi tragem păcatele părinților, nu știu, bunicilor, străbunicilor. Vreau să vă întreb un singur lucru. În momentul botezului, când eu am fost botezat, haina mea a fost curățată, da? Așa este. Bun. Părinte, este posibil să trag păcatele rudelor, părinților, bunicilor, nu știu să mă exprim, sau doar păcatele pe care eu le-am făcut? Și ducându-mă și spovedindu-mă și împărtășindu-mă, asta am înțeles de la preotul meu duhovnic, că se curăță haina aia mea de botez. Dar acum eu nu știu dacă, ce să vă spun, da, probabil, 100%, că Dumnezeu mai îmi dă și după dreptate, na, că... Uh-huh. Asta e un cuvânt foarte frumos. Ați spus un cuvânt foarte frumos. Asta e un cuvânt de pocăință. Că de fapt asta este esența. Între mila și dreptatea lui Dumnezeu e pocăința. Știți? Da, sigur că da, am înțeles întrebarea și frământarea dumneavoastră. Să știți că nu este puțin lucru să tragi păcatele părinților sau bunicilor și se întâmplă aceasta, dar să nu înțelegem în mod juridic, contractualist sau într-un mod, să zicem așa, sancționator, ci să înțelegem ca milă și dreptatea lui Dumnezeu, dar ca milă și spre mântuire. Adică am fost, de exemplu, zilele trecute la Techirghior, la Părintele Arsenie, și am văzut vreo 20-30 de copii în cărucioare, mici. Și mi s-a rupt inima și mi-am pus exact această întrebare.
Dar am văzut părinții aceia care stăteau la biserică cu copilașii, stăteau cu copiii și la recuperare, dar de asemenea au fost și la biserică, ceea ce arată că au înțeles foarte exact că în suferința aceasta, deși noi l-am face nedrept după rațiunea noastră pe Dumnezeu, în suferința aceasta există o rațiune, există o explicație mai presus de cele ale minții raționale, și că omul care poate să înțeleagă, să priceapă aceasta, acelui om îi este spre folos duhovnicesc și spre mântuire. Până la urmă, dacă noi toată viața aceasta, să spunem, am considera că bucuriile și să ne meargă bine și totul din plin înseamnă pronia lui Dumnezeu asupra noastră, s-ar putea să ne și înșelăm și asupra unuia care este atât de bolnav și de nenorocit, se pare că este o răzbunare sau o sancțiune a lui Dumnezeu, de asemenea s-ar putea să ne înșelăm. Deci se trag păcatele părinților. E adevărat, dar lucrul acesta este spre pedagogie, spre îndreptare. Haideți să punem următorul exercițiu. Să spunem că o rudă de-a noastră în sute de ani a făcut un mare păcat împotriva bisericii, împotriva semenului său, o hulă mare, și n-a avut timp de pocăință. Nu poate fi un act de milă și de dreptate a lui Dumnezeu ca cineva ales din spița sa, din rudeniile sale, să poată să ducă o cruce pentru omul acela și să se mântuiască și el prin necârtire și prin înțelegere și ruda sa? Uitați, vă dau un exemplu. Câți credeți că în perioada bolșevică, de exemplu, au fost torționari, au fost oameni care s-au lepădat de Hristos, au fost oameni care au atacat biserica. Oare Dumnezeu n-a ridicat din fii, din nepoții, din strănepoții lor, preoți care îi pomenesc pe aceia? Un exemplu v-am dat. Ce să înțeleg, părinte, să înțelegeți că Dumnezeu e milostiv. Astea sunt păcatele, da. Părinte, binecuvântați-mă. Eu vă aștept să mă sunați duminică ca să vă răspund și la prima întrebare, că ați început cu o cerere. Și eu v-am răspuns acelei cereri și vă spun că aștept cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vom fi împreună aici la emisiunea aceasta, aștept să ne sunați duminică. Dumnezeu și cu rugăciunile Sfinției voastre și al părintelui meu duhovnic, o să mă întorc. Bine, Aurelia. Doamne ajută, să rămână, părinte. Binecuvântarea, să plecați împărtășită la operație. Așa, dacă m-ați întrebat, v-am răspuns. Eu știu că o să sunați duminică. Am așteptat un an telefonul unui bolnav care s-a operat și după un an ne-a sunat. Și mulțumim lui Dumnezeu. Da, nu trebuie să ne temem de nimic. Pentru că, iată, știm foarte bine că în lume necazuri veți avea, spune Mântuitorul Hristos. Nu există să nu ai necazuri în lume. Ori că poate un copil, ori poate un frate, oricineva din familie, o asemenea durere care îți sfâșie inima. Sau un prieten care te-a rănit. Sau poate cineva căruia i-ai făcut bine și ți-a răspuns cu rău. Și aceasta poți să o primești cu bucurie. Acesta e creștinismul. De aceea este atât de hulit creștinismul. De aceea ortodoxia este atât de, cum să-i spunem, incomodă. De aceea este sport extrem, dacă vorbim pentru tineri. Nu e sport extrem să te arunci cu parașuta sau cu un elastic de picior. Sport extrem este să fii ortodox, creștin ortodox. Ce să rabzi? Acela te bagiocorește și tu îl binecuvintezi. Acela este vrăjmașul tău, ți-a făcut un rău, ție, familiei tale, și tu te rogi pentru el și ceri lui Dumnezeu să-l ierte. Mai sport extrem decât acesta nu există. De aceea și produs atâta sminteală, de aceea ortodoxia este în continuare ca un ghimpe în coastă, așa, ceea ce este foarte bine, acolo unde se vede că sunt răscolite toate puterile acestea, toate umbrele acestea, înseamnă că încă mai sunt oameni cu viață sfântă, încă mai sunt oameni care se roagă drept, încă sunt oameni care țin drept rânduiala și învățătura ortodoxă. Iată,
între mila și dreptatea lui Dumnezeu, nu ne rămâne decât aceasta, să ne vedem starea noastră de păcătoșenie, să facem pocăință, că este singura care deschide cerul. Nu vreau să plec fără să vă spun un cuvânt atât de minunat, care e potrivit acestei emisiuni, a unui sfânt, a unui om cu viață sfântă din perioada interbelică, care a și murit sărmanul în închisorile comuniste. El spune așa: nu vă faceți iluzii despre oameni, doar iubiți-i. Cu aceasta încheiem emisiunea de astăzi. Vă așteptăm joi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în cinstea Maicii Domnului, nașterii Maicii Domnului, și bineînțeles duminica viitoare, față către față, în această modalitate, bineînțeles, să ne bucurăm împreună de învierea lui Hristos.